Unde fugim de acasă? De Marin Sorescu. Lumea, format mic. Dă-ne, soare, zilnic papucul tău cald, să putem ieși pe asfalt. Că atunci când nu trec mașini, noi desenăm pe el găini. Găini măiestre, ale căror ouă nu se șterg când plouă. Ba din contră, din ele, clocite bine ies copaci, veverițe și albine. În fiecare zi, pe un kilometru de trotuar, stricăm un kilogram de var. Începem cu portrete de mățe și alte animale până ajungem la triunghiuri și linii goale. Facem fel de fel de cercuri și pătrățele și nu mai lăsăm nicio figură să intre în ele. Le păzim o zi întreagă ca nimeni să nu le înțeleagă. În noi, în fiecare sforă, e netrezit un pictor foarte mare, unul nedescoperit până acum niciodată, ca o ciupercă nerăsărită și nemâncată. Și de aia toată ziua în genunchi pe asfalt lucrăm, pentru că vrem să-l lansăm. Dar de-o fi pictor sau ba, noi om desen așa. Chiar dacă ursul nostru n-are decât o labă, se vede că e un urs de treabă. Deși suntem copii, operele noastre sunt pline de economii. Iată, pentru atâția oameni desenați aici cu creta, vede același ochi de soare care face naveta. Azi la mine, mâine la tine. Astăzi se uită cu el iepurele, care mustăcește fericit și dă din urechi. Mâine, aceste frunze de stejar, perechi. Noi ne căznim numai ca totul să fie frumos, pe sus și pe jos. Dacă zboară pe cer doi porumbei și un cocor, pune mâna pe umbra lor. Așa îi avem mereu lângă noi, cocorul și porumbeii amândoi. Apoi, din când în când, mai luăm animale, păsări și din gând. Când zgârâiem o figură nouă nemai văzută, cine știe ce ciudat năgâț sau năgâță, parcă sugem din cea mai dulce țâță, parcă mușcăm din visul de azi noapte cu dinții noștri de lapte. Ce, parcă n-am văzut cu ochii goi că desenați dita mai oameni mari și voi? Faceți toată ziua pe drum tot felul de gânduri din fum. O casă, un vapor care plutește pe un nor. Chiar mă întrebam eu câteodată, unde o s-or fi ducând toate aceste desene, nene? Aș vrea să pun mâna eu unul pe tot ce a desenat cu fum omenirea de când s-a inventat tutunul. Așadar, ne întrecem și pe această cale. Voi pictați cerul, noi pământul, de la aer mai la vale. Noi ne jucăm foarte gravi, gândindu-ne că pământul e făcut pentru zugravi. Iată, un munte de var ne-a ajuns pentru toți câmpii. Au mai rămas fără păsări cai și stele, gardurile și pe alocuri stâlpii. Mâine dimineață, la ora 6, trecem și la case.